Sezonul virozelor a debutat în acest an mai devreme, așa că imunitatea ne este pusă din nou la încercare. Ne vine în ajutor că tina un super supliment natural, care conține un cocktail de vitamine, minerale și antioxidanți, menit să ne țină organismul sănătos și puternic. O lingură din acest produs, consumat dimineața cu miere, face minuni pentru energia de peste zi. Conform observator.ro, sunt mici, rotunde și de 10 ori mai bogate în vitamina C decât citricele. E vremea recoltei pe o plantație de cătină de 5 hectare din Târgu Neamț, o muncă micăloasă, dar cultivatorul speră să dea și de gustul profitului. Nu se poate culege bobiță cu bobiță, că nu-și dă drumul indiferent cât ai bate-o. De aceea există procesul de congelare prin care cătina devine la minus 35 de grade Celsius, congelată perfect și își păstrează toate calitățile. Iar în momentul când ombați vine ca mădica la vale, arată cultivatorul. De pe câmp, crengile încărcate de rod ajung direct la congelator timp de 6 ore, pentru ca apoi perlele portocalii să fie scuturate bine și cernute de orice impuritate. Cultura a prins rădăcini acum 8 ani, iar astăzi produce anual 30 de tone. La mine s-a adaptat foarte bine. Am soiurile Mara și Clara. Ele sunt productive. Am obținut pe Clara și 20 de tone la hectar, povestește Vasile Popescu, cultivator de cătină. Cătina poate fi consumată atât crudă cât și uscată, sub formă de suc, sirop sau pulbere. Cătina sub formă de bobițe e destul de acră, însă combinată cu miere de albine își schimbă gustul și devine dulce acrișor, ea putând fi consumată mult mai ușor chiar și de copii, relatează observator.ro.